Domnul ministru, la 11 zile de la numirea dumneavoastră în funcție, guvernul a fost demis. Ce ați reușit să faceți în cele 11 zile și cum vă desfășurați activitatea în calitate de ministru în exercițiu? De fapt, n-am reușit nimic în 11 zile, că abia mi-am intrat în mână, așa să spun. Am făcut cunoștință cu colectivul, am văzut de ce potențial uman dispune, am învățat lucruri elementare, ce înseamnă a fi birocrat, semnez ordine, note informative. Am participat la o primă ședință de guvern, am avut posibilitatea să particip la depunerea de flori la 2 martie și în rest am avut câteva invitații la campionate europene, la campionate de sport care au fost nemijlocit în perioada respectivă, dar probabil cel mai frumos cadou care l-am reușit în scurtul ăsta perioadă a fost medalia de bronz care a adus-o Dan Olaru la campionatul european între tineri, pentru tineret sub 21 de ani. Este o premieră la tir cu arco. Dan întotdeauna ne-a oferit surprize, a fost cel care în extremis s-a calificat la Jocurile Olimpice la o vârstă de 15 ani și mi-a făcut o surpriză cu atât mai mult că mama lui este fosta mea colegă de facultate la Iași, astfel încât și cam asta am reușit în 11 zile. Era o chestie la care mă așteptam, de fapt. Nu aveam mari așteptări de la felul cum evoluau lucrurile în alianță. Deci era o chestie undeva care am prevăzut-o, dar chiar dacă ar fi fost și pe o zi, oricum ar fi acceptat, pentru că de fapt, cel mai interesant a început după aceste 11 zile în care exercit acest mandat și în care am descoperit lucruri uimitoare. Îmi place ministerul ăsta și vreau să fac continuă aceste încercare de transformare pe care o găsesc absolut provocatoare pentru mine. Ce v-a lăsat predecesorul dumneavoastră? La general, care este situația? Mi-a lăsat multe cupe, medalii și diplome pe care l-am rugat să vină să le ia. El m-a întrebat, dar poți să-mi le iau? Zic, sigur că sunt ale tale când ai fost ministru și îți aparțin, mai ales că multe dintre ele sunt nominale. Mi-a lăsat un birou drăguț cu un portret cu Sfatul Țării care l-am acceptat cu mare drag, dar cu un fotoliu absolut incomod pe care l-am aruncat într-o parte. Eu, de fapt, stau pe un scaun. Simplu, nu mă pot obișnui cu asta. Dar, în general, a lăsat o moștenire complicat de estimat, mai ales în sensul funcționării ministerului. Eu acum sunt în proces de reorganizare a ministerului și funcționalitatea sportului, pentru că eu nu a fost un cunoscător a sportului, a fost un bun manager, poate în meritul lui cel mai mare este faptul că a știut să așeze, să creeze acest minister. Este un minister nou pe care el a creat, creat de viziunile, direcțiile și așa mai departe. Dar lumea sportului este o castă, așa cum și lumea culturii, care acceptă doar oameni care vin din interior, care cunosc. Și atunci a pasat responsabilitatea sportului spre alți oameni care în mod diferit au văzut cum trebuie să conduc sportul. Acum pentru mine este și o chestiune complicată de a readuce funcționalitatea ministerului într-o chestiune complexă în care ministerul, deci direcția de tineret și de sport să fie un tot întreg, să suplinească reciproc, să aibă, mai ales în cadrul sportului, există diviziunea sportul de performanță, sportul de masă, care au criterii clar stabilite și care trebuie reglate, care erau conflictuale și sunt conflictuale și datorită faptului că sportivii sunt de genul lor, așa, consideră un lucru sau mai mult sau mai puțin important. Fiecare din el crezând că direcția pe care o conduce este mai importantă în sport decât. Deci am avut multe lucruri de făcut și mai am în continuare de armonizare acestui minister, oamenilor care sunt interior, mai face să vorbească mai mult. Sunt grupări, apropo, vreau să vă spun, și eu cred că dacă într-un minister ca acesta mic există rivalități interne și grupări care se macină reciproc, demonstrându-și și prin ambiții personale cine este mai important, deci îmi dau seama în alte dimensiuni, cu ministerii mai mari, instituții, unde acest lucru. Și este o chestiune care de multe ori face rău, în general, statului nostru, în totalitate, aceste rivalități.
care nu pot transcede în a se armoniza într-un efort comun de a face Ministerul să funcționeze așa cum este. Ministerul în sine este unul absolut atipic, spre deosebire de alte ministere care produc, gestionează lucruri concrete legate de Ministerul Tineretului și Sportului, are o dimensiune de imagine de gestionare a unui probe care sunt, prin performanțele lor, mult deasupra societății, prin impactul mediatic, de imagine, de promovare în sine a Republicii Moldova. În plus că este pe segmentul unei categorii sociale a tineretului, care prin esență este debordant în energie, creativitate. Și lucrurile astea ar putea, eu cred, gestionate adecvat să ne aducă foarte multe bucurii și senzații de fericire în felul cum vom reuși să le așezăm în cadrul Ministerului. Sunteți multiplu campion național la box și istoric. Ce v-a determinat să acceptați oferta Pele și să deveniți ministru? Tocmai faptul că-s boxer și istoric. Eu spuneam și anterior, eu nu mă rezum la aceste 11 zile pe care le-ai invocat anterior. Eu sunt în ministerul ăsta de 17 ani, cred că. Pentru că atât am făcut sport, dintre care 8 ani de performanță la cel mai înalt nivel, campionate mondiale, europene, jocuri olimpice. Am fost în topul, în elita sportului mondial, astfel încât lucrul ăsta e o chestie, eu știam toate și cunosc bucătăria asta interioară, cu atât mai mult că și oamenii din sport m-au acceptat ca unul care, da, în sfârșit unul de-al nostru. Asta și explică probabil euforia asta care a existat odată cu numirea mea și în spațiu public și în cel politic și mai ales în lumea sportului. Pentru că asta culeg zi de zi atunci când mă întâlnesc cu ei, spun că da, în sfârșit avem un om de-al nostru care cunoaște lucrurile din interior. Iar istoric, pentru că eu am, în general, prin tot ce am scris până la ora actuală și în etapa de jurnalism care am început să o fac anul trecut, eu sunt pătruns de simțul istoricului și îmi dau seama în momentul unic în care ne aflăm ca societate, ca stat, când avem niște obligații civice, eu cred, care ne determină pe noi toți să fim implicați în această operă de transformare a țării. Și este un moment unic în care am conștientizat că, da, ajunge cu vorba, am vorbit, am scris prea mult, timpul să mă implic efectiv, pentru că am capacitatea de a schimba, măcar și într-un segment, așa cum este natura lui sportul și tineretul, să aduc o nouă față a administrației, a guvernării, transparent, deschis, simplu și accesibil pentru cei care au de-a face cu sportul. În ce relații sunteți cu liderul Pele Mihai Ghimpu? Nu v-a dezamăgit liderul Pele prin comportamentul său din ultima perioadă? De fapt, până mă numi în funcție, am vorbit de 2 sau 3 ori cu domnul Ghimpu. El mi-a spus că mă monitorizează de mult. Am avut și alte propuneri din partea dumnealui. El este un om care mi este simpatic în general și îl respect foarte mult prin tot ceea ce a făcut până la ora actuală. De multe ori nu înțeleg încercarea de a-l demoniza în condițiile în care Partidul Liberal, prin tot ceea ce este, are o detentă morală net superioară altor partide. Și, desigur, în mare parte lucrul ăsta se explică și prin felul lui deosebit de a fi. Este excentric, așa cum știm. Are reacții de foarte multe ori ieșite din context, de foarte multe ori savurate cu frenezie de mulți din considerentul că este atipic în felul cum se expune public. Dar, dincolo de asta, domnul Mihai Ghimpu este unul care îi pasă de ceea ce se întâmplă aici. Și reacțiile lui, în general, din faptul că am început să-l cunosc deja după numirea în funcție, sunt determinate de faptul că, într-adevăr, îl doare. Gândesc simplu și întotdeauna consider că atunci când te doare și ai interes în a schimba ceva, ai această tentă emoțională, sufletistă, care de multe ori te expune, dar Mihai Ghimpu face de multe ori politica cu sufletul și cu inima, care e un lucru care lipsește altor politicieni care se erijează, nipostează, deci de diplomație, pe care eu îi numesc cinici de obicei, n-am să
menționez cine, pentru că mi sunt și colegi în multe postaze, dar care denotă, deci, diferența între atitudini. Atunci când ați fost numit în funcție, ați anunțat că vor urma mai multe schimbări, nemijlocit viceministru Octavian Bădeșteanu, urmând să plece din funcție. În cazul în care va fi format Alianța pentru Integrare 3 și va fi instituit un nou guvern, care vor fi primele acțiuni pe care le veți întreprinde? Dacă vă referiți la relația cu domnul Bădeșteanu, noi colaborăm, desigur. Eu am anunțat din start că sunt în favoarea unei schimbări. A fost și condiția mea care am pus-o să vină domnul Boguș ca viceministru, urmând ca partidul să ia decizie în cazul domnului Bădeșteanu. La un moment, perioada scurtă în care am fost, nu mi-a permis realizarea acestui lucru, pentru că necesita timp și eu am vrut să fiu și corect cu domnul Bădeșteanu. Astfel încât actualmente nu mai pot face această schimbare, dar eventualitatea regăsirii mele într-un viitor guvern va readuce lucrurile în normalitatea pe care am expus-o, domnul Boguș viceministru, și unele schimbări în structura ministerului, pentru că sunt oameni care nu au ce căuta în minister, din punctul meu de vedere, și această restructurare va face posibilă aducerea unor oameni care, din punctul meu de vedere, știu cum trebuie să gestioneze sportul. Iar nu voi face lucruri deosebite în general, pentru că eu deja mi-am stabilit o agendă pe acest an, deja am proiecte în derulare, unul dintre care este această manifestare unică, cred eu, de 18 și 26 mai, Ziua Europei la Chișinău și la Tiraspol, în care vom face o cursă ciclistică Uniți prin Sport, cursă ciclistică Chișinău-Iași cu intersectarea Strășeni-Călăraș-Ungheni, participare masivă a oamenilor în cursa ciclistică și o a doua, Chișinău-Tiraspol, Anenii Noi, deci Tighina și Tiraspol, cu manifestări de rigoare în cadrul orașelor respective. Iar un al doilea proiect deja pe care l-am înaintat și la care am găsit suport din partea Ministerului de Externe, care va fi unul cei care participă și Ministerul Educației, este un proiect, un program național pentru tineret, Expedițiile Memoriei, în care am de gând să generez o aderență a tinerilor la recuperarea memoriei istorice și a identității noastre istorice, prin deplasări în perioada de vară a tinerilor spre Siberia și Kazahstan, locațiile unde au fost deportați mii de moldoveni. Este un proiect care are ca menire generarea unui activism civic și unui simț al istoricului pentru tineri, o încercare de a-i pune în comunicare diferite etnii, pentru că deportările, într-un sens îngust, au fost interpretate ca o manifestare de românism, dar în realitate, eu cunoscând realitățile ca istoric, au fost deportate toate minoritățile, ruși, ucraineni, evrei, găgăuzi, bulgari, care eu cred că pot să se regăsească în această ambianță de recuperare și eu sunt optimist în general de felul meu, sper să putem implementa acest lucru chiar în contextul datei de 5-6 iulie 1949, da, știți că au fost valuri de portări, astfel încât să putem realiza această primă expediție în timp cuvenit. Dar planuri, vreau să vă spun, sunt foarte multe. Ne-ar lua o emisiune să vorbesc despre multe dintre programele, ideile care le am legate de gestionare. Avem nevoie de un mecanism transparent de gestionarea banilor pentru sportul de performanță, semnarea unor contracte cu federațiile prin care să avem o conlucrare armonioasă. Avem nevoie de semnarea unor contracte cu sportivii pentru a evita situații de genul plecării lui Cristina Iovu sau actualmente a celor de la judo. Și tot așa mai departe, deci sunt multe lucruri de făcut. Urmează să vedem în ce măsură voi avea posibilitatea să le realizez. Ce buget are pentru 2013 Ministerul Tineretului și Sportului? Este suficient? Nu, niciodată nu vor fi suficienți bani pentru sportul de performanță. Doar gândiți-vă în cazul unor țări
ca România, în care doar Federația de Atletism are peste 1 milion de euro buget și noi avem un buget de peste 80 de milioane, dintre care 60 de milioane merg la sport, iar la sportul de performanță vreo 13 milioane de lei, care sunt absolut insuficienți pentru întreținerea tonusului de performanță, ne mai vorbim de generarea performanței. Și eu stau într-o situație în care uneori îmi vine să plâng atunci când trebuie să tai bugetarea pentru unii sportivi care concurează la nivel sau depășesc sportivi din marile puteri care au o finanțare net superioară. Și de foarte multe ori ei îmi reproșează faptul că da, noi înțelegem că nu aveți de unde, dar atunci când ieșim în concurs, noi concurăm cu țări care nu ne întreabă avem sau nu avem. Deci este o realitate dură a concurenței în interiorul acestei meserii, care mă obligă de multe ori să fac o stratificare, o clasificare a sporturilor de performanță pentru a putea da finanțare celor sporturi strategici care sunt importante pentru noi. Mă refer la cele 5 sporturi de bază, deci atletismul, halterele, boxul, luptele și judo, care ne aduc medalii și ulterior, după principiul resturilor, așa, acționez și în cazul altor federații. Dar asta este o realitate deja statuată. Eu sper foarte mult că vom reuși condițiile anului care vine sau anul ăsta să generăm o creștere financiară, măcar bugetul să treacă de 100 de milioane sau în jurul 100 de milioane, pentru a putea implementa și anumite strategii care se genereze în timp. Pentru că noi, foarte multe ori, sumar privim sportul, dar în dimensiuni de performanță, dar avem sportul ca profilaxia multor probleme, inclusiv de sănătate, sportul ca mod de viață, sportul ca, deci, o posibilitate de a oferi alternative tinerilor. Deci este un aspect, o activitate socio-umană mult mai complexă, multidimensională în aplicare. Mai practicați sportul în afară de box? Ce sport mai faceți? Da, fac fotbal marți. În afară de fotbal, fac în not joie și box sâmbăta, saună. Deci fac 3 zile pe săptămână, fac sport. De multe ori, uneori mai ies la alergat pentru că stau în proximitatea dendrariului și este o zonă care permanent ies la alergare. Îmi place chiar foarte mult să alerg la aer. Asta e poate cea mai plăcută probă de sport a mea. Mai are domnul Oții cu timp liber? Veți careva pasiuni? O să vă surprindă, dar eu am timp liber. Pentru că important într-un minister este echipa, este felul cum îți structurezi sistemul să lucreze și mi-am lăsat timp pentru cercetare de la 5, după ora 5 de obicei scriu, am două cărți pe care asupra cărora lucrez. Una chiar acum am finalizat-o, deci este cea de-a patra carte a mea. Și îmi place foarte mult să mă aflu în băiatul meu, de care suntem organic legați, de fapt, și care îmi simte lipsa atunci când nu sunt. Cred că a mă afla cu el și a fi cu el e lucru care îmi dă cea mai multă bucurie în perioada, când nu fac nimic altceva legat de munca mea intelectuală sau cea de la minister. Eu acum îmi doresc stabilitate politică, pentru că eu m-am convins aici că visele devin realitate. În general sunt un om de felul meu pozitiv și fericit, am spus-o de mai multe ori chiar la TEDx. Și cred că aici pot realiza această țară, în condițiile actuale, cu toate complicațiile, dificultățile, pot realiza lucruri frumoase. Noi avem dreptul cu toții la fericire și la lucruri frumoase. Este o chestie care ține de fiecare noi în parte. Sunt oameni care s-au întors în țară, vor să facă lucruri frumoase. Eu cred că și ambianța actuală, anturajul în care ne aflăm, ne predispune pe noi toți spre realizarea acestui efort comun de a ajunge într-o dimensiune de cultură, bunăstare, civilizație europeană, în care am spășit, putem spune, da, uite, am revenit acolo,
și putem toți împreună să construim ceva viabil. Eu chiar cred în lucrurile astea, că altfel n-aș fi revenit acasă cu toate ispitele care le-am avut de-a lungul timpului și locațiile unde le-am trăit. Deci este un crez al meu, dacă vrei. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă urez succes. Da, mulțumesc și vă urez succes și vouă. Eu sunt sigur că o să ne mai regăsim împreună și în alte dimensiuni, nu neapărat legate de ministeriat sau de sport.